Bună și bine ați revenit! Astăzi am pregătit pentru voi un video cu și despre produsele de curățenie pe care le folosesc. Am promis într-un video anterior că vi le arăt și iată-le! Am străscântat un produs din toate pe care le am și vă voi spune cum îl folosesc și ce părere am despre fiecare. Așadar, să începem! Prima dată am pregătit pentru voi produsele pe care le folosesc doar în băile noastre. Și mărcile mele preferate sunt Cif și Igenol, pentru că îmi place să verific fiecare produs pe care ei îl scot nou pe piață. Mi-am cumpărat 3 tipuri de Cif pentru baie și 2 pentru de Igenol pentru baie de asemenea. Într-adevăr, Igenolul pentru baie special creat este mai puternic decât cel pentru toate suprafețele mici din casă, iar toate cele 3 Cifuri sunt foarte bune, îmi plac. Având în vedere că toate bateriile noastre sanitare din băi sunt marca Grohe, am cumpărat acest produs special creat pentru a le întreține cât mai bine. Ne-a fost recomandat încă din magazin când am cumpărat bateriile. Mergem mai departe. Îmi place să am acest Ajax pudră. Îndepărtează foarte bine petele. Domestos verde pentru vasul de toaletă. Dezinfectează foarte bine. Pentru calcar am 3 produse pe care le folosesc. Unul dintre ele este marca Quasar, iar 2 sunt de la Sano. Toate 3 sunt foarte bune. Având în vedere că pardoseala noastră este din piatră naturală, folosesc acest produs special pentru a o întreține. Creează și un strat protector, dar de asemenea curăță și foarte bine. Și acest produs pentru curățarea rosturilor. Cam acestea sunt produse pe care le folosesc în baie. Mergem mai departe. Haideți acum să vă arăt și celelalte produse pe care le mai folosesc. Cif Perfect Finish este ideal pentru inox. Eu am observat că nu lasă urme. Față de celelalte produse pe care le-am cumpărat și am încercat încă vreo 2, acesta nu lasă chiar atâtea urme. Cif Cremă îndepărtează foarte bine petele mai rezistente. Eu îl am la îndemână. LOC MA Home, foarte bun ca să curăț, să spăl geamurile, se diluează în apă într-o proporție indicată de ei și este perfect. Asens Eco este un produs pe care îl folosesc pentru a curăța toate zonele din casă. Am ulei esențial de la doTERRA, am și acest produs de la Emway din nou, Dish Drop se numește, un detergent pentru a spăla vasele și LOC Multipurpose Cleaner, de asemenea pentru a dezinfecta suprafețele din casă. Și mergem mai departe, este un produs pe care mi l-au indicat cei de la Bosch atunci când am cumpărat cuptorul 2-in-1, este și microunde și cuptor normal. Cif Power and Shine este un degresant puternic pentru bucătărie, atunci când fac o curățenie mai profundă îmi place să îl folosesc. Ca și acest Triumph, sunt fan Triumph deoarece atunci când o grăsime este imposibil de scos, Triumful reușește. Sigur că este un produs chimic puternic, nu de uz zilnic, se folosește cu măști și cu mănuși, dar este foarte eficient. Din păcate, din când în când trebuie să îl folosim deoarece ne scurtează și timpul în care facem curățenie și dacă este un aparat electrocasnic pe care nu îl deteriorează, eu vă recomand să-l folosiți. Tot de la Betterware, această pastă Eco Green este o pastă biodegradabilă pe care o folosesc atunci când curăț vasele de grăsime sau dacă au anumite pete. Este foarte bună pentru că nu zgârie suprafețele pe care le curăță. Plitele cu inducție le mai folosesc de asemenea. Foarte interesant, deci știe, este o pastă abrazivă, nu zgârie și scoate petele într-un mod miraculos. Deci vă recomand, dacă puteți să o cumpărați de undeva, merită investiția, plus că nu costă foarte mult. Am și un înălbitor de la AS, clasic, nu folosesc des, dar îmi place să am la îndemână în caz că am nevoie. Pentru ecranele pe care le avem în casă, televizor, laptop, tablete, am acest produs de la Nufăr special pentru ecrane. Am cumpărat și o lavetă specială din DM, am luat ambele produse și își fac treaba foarte bine, îndepărtează amprentele cu succes. În subsolul casei noastre am pus doar gresie pe jos, de aceea am cumpărat produse puternice
de curățenie Pronto, special pentru gresie, detergent cu săpun, și acest produs săpun cu ulei de in de la Starbucks. Ambele sunt foarte bune, se diluează în apă. Mai departe, am această soluție pentru lustruit marmura. Avem glafuri din marmură și în interior și în exterior și este foarte important să folosesc o soluție specială pentru întreținerea acestora. Mai departe, pentru curățarea covoarelor, eu folosesc produsul de la Biocarpet. Este un produs special pentru așa ceva, se folosește exclusiv spuma. Pun o apă un pic călduță, fac spumă foarte multă și doar spuma o aplic peste covor. Bun, pentru lemnul pe care îl avem în casă. Mobila este din lemn masiv, ușile sunt din lemn masiv. Folosesc acest Pronto, am o lavetă specială de praf și cu acest Pronto îndepărtesc praful foarte ușor, plus că lasă un luciu în urmă și un miros care mie îmi plac. De asemenea, având în vedere că scările noastre sunt tot din lemn masiv, am acest produs de la Pronto cu extra protecție, un fel de ceară care menține strălucirea lacului și protejează în plus lemnul. Și acum, pentru curățarea geamurilor din casă, eu încerc mai multe produse pentru că deocamdată n-am ajuns la unul de care să fiu deplin mulțumită. Acest produs de la Frosch, acest Nufăr geamuri, mi se pare bun și produsul de la Nufăr. Este posibil să rămână în produsele mele de curățenie favorite, dar produsul favorit este Ajax. Dintotdeauna am folosit nuanța verde, Floral Fiesta, mi se pare că spală cel mai bine. Până în prezent acesta este favoritul meu și tot de la Betterware am cumpărat această spumă pentru geamuri. Ca să faceți o curățenie mai rapidă, dar totuși să aveți o suprafețe dezinfectate în casă, vă sfătuiesc să aveți la îndemână șervețele dezinfectante. Eu acum am încercat șervețele de la Dettol, dar aceste șervețele Pronto, atunci când șterg mobila, mai am detaliile în mobilă pe care le pot șterge doar cu aceste șervețele mai subțirele. Foarte bune. Și mai am șervețele de la Aro, tot pentru mobilă, dar nu sunt mulțumită, așa că voi rămâne tot la Pronto. Eu am două game de produse pe care le folosesc, și anume produsele care sunt puternice și produse chimice care sunt extrem de eficiente, dar extrem de puternice, și produse pe care le folosesc zilnic, pe toate suprafețele. Majoritatea pot fi folosite pe toate suprafețele, mai puțin pe suprafețele din piatră naturală. În rest le folosesc peste tot, blaturi, cuptor, în frigider, pe masă, deci le poți folosi oriunde pentru că ele nu sunt toxice. Bun, și mi-am creat în timp, am văzut eu care produse sunt foarte bune și am o prietenă care este distribuitor la Amway și m-a convins să iau Multipurpose Cleaner la un moment dat, acum câțiva ani, și de atunci sunt fan acest produs. Mai am Dish Drops pentru spălat vasele, se diluează în apă și este extrem de eficient. Și, mă rog, produse pe care eu mi le-am format. Acum fiecare dintre noi, mai ales ca gospodine, știm care sunt produse care ne plac și cu care putem să facem treabă fără nicio problemă. Deci fiecare poate să-și aleagă în timp să aibă preferințele. Iarăși, de asemenea, eu mi-am creat acest produs, am refolosit o sticlă de la Ajax și ce am făcut? Mi-am combinat niște ulei esențial cu apă și cu Multipurpose Cleaner și am făcut o soluție nu foarte concentrată. Când îmi fac stocul de produse de curățenie, întotdeauna mă gândesc la suprafețele pe care le am în casă. Și având în vedere că am mult lemn, avem scările de lemn, avem uși de lemn, cumpăr produse speciale pentru întreținerea și păstrarea lemnului. Și acum să mergem mai departe la substanțele pe care le folosesc ca să întrețin piatra naturală din casă. Odată v-am spus că avem marmură, travertin și granit. De când am știut că ne punem marmură, piatră naturală în casă, am știut că ne trebuie produse speciale pentru întreținerea lor. Ne-am interesat care sunt cele mai bune și am ales această soluție pentru întreținerea marmurei și Clean Stone pentru granit și travertin. Piatra naturală se pătează foarte ușor. Deși i-am făcut impermeabilizarea și i-am făcut tratamentul cu stratul suplimentar de protecție de ceară,
În continuare văd că este sensibilă dacă este pătată cu substanțe foarte puternice. De aceea, dacă imediat după aceea o curăți cu unul dintre aceste produse sau constant când fac curățenie în casă le folosesc, se întreține mai ușor, se păstrează mai bine, nu este nici chiar așa de zgâriată și nu se mai pătează totuși foarte repede. Folosim produse speciale. Asta este, fiecare material pe care l-ai în casă trebuie întreținut corespunzător ca să dureze cât mai mult. Și am introdus în această categorie a produselor speciale pentru anumite suprafețe, cele două, Pronto și Starbucks. Vă spun că merită investiția, mai ales dacă suprafețele sunt foarte intens folosite, petele sunt mai greu de scos și atunci un astfel de produs își merită banii. Cam acestea sunt produsele de curățenie, vi le-am prezentat individual. Acum urmează să vă dau câteva sfaturi ca să puteți să faceți curățenie mai rapid și mai eficient. În primul rând, încercați să vă puneți toate produsele de curățenie la îndemână, în spațiile de unde le puteți lua foarte rapid. Eu am în casă, la parter, două zone în care mi-am creat dubluri de produse și atunci când fac curățenie într-o anumită zonă, am tot ce-mi trebuie ca rapid să termin curățenia. Același lucru este valabil și pentru etaj. În al doilea rând, încearcă să profiți de fiecare moment pe care îl ai. Adică ești cu copiii în baie, le faci baie, poți să faci curățenie în zonele din baie. Dacă ești la bucătărie și vezi că copiii se joacă pe lângă tine sau sunt liniștiți, poți repede să ștergi ceva. Folosiți-vă de orice moment pentru a face curățenie. Nu așteptați să vină un moment în zi în care voi puteți să stați două ore doar să faceți curățenie, pentru că noi, mai ales ca mame, găsim acest calup de două ore mai greu. Folosiți produsele adecvate. Încercați să aveți niște produse eco, bio, pe care le puteți folosi mai des pe suprafețele din casă. Astfel, nu veți sta într-un mediu toxic, iar copiii, dacă au contact cu suprafețele, nu riscă să vă facă alergii sau să aibă iritații pe piele. Dar, ca să vă ușurați vouă munca, atunci când aveți o curățenie mai puternică, așa cum urmează curățenia de primăvară, de exemplu, curățenie pe care o să o facem în profunzime, clar, cumpărați-vă produsele cele mai bune. Investiți în ele și veți vedea că vi se va ușura mult munca. Dar, încă un sfat, aveți grijă când le folosiți să vă protejați. Foarte important să nu aveți arsuri pe piele sau să nu vă intoxicați de la mirosurile prea puternice. Cam acestea au fost produsele pe care le folosesc eu în prezent. Vă promit că o să pregătesc și un video în care vă voi arăta cum fac eu curățenia de primăvară în casa noastră. Până atunci, haideți să vă arăt, pentru că mi s-a părut că acest video nu este complet dacă nu includ și cu ce fac curățenie. Ok, folosesc anumite produse, da, dar haideți să vă arăt și cu ce folosesc aceste produse și intervine o armată de produse pe care o să vi le prezint individual și care sper să vă încânte și să vă inspire și pe voi. Să începem așadar. Am folosit cuvântul armată. Ia uitați, armata mea de ustensile de făcut curățenie. În timp mi le-am construit, să nu credeți că peste noapte le-am adunat pe toate, plus că am testat mai multe și am rămas cu câteva. Deci acestea au fost prima și ultima mea opțiune în materie de cumpărături când vine vorba de curățenie și vi le prezint pe fiecare. Acest pămătuf l-am comandat de pe EMAG acum o lună și sunt foarte mulțumită că e foarte pufos și absorbe foarte bine praful. Deja observați că puțin s-a murdărit, dar este în regulă, adică cred că o să folosesc mult timp până când va fi total bun de aruncat. Mai am și un pămătuf mic pe care îl folosesc în suprafețele mai mici din casă, pe mobilă unde este suprafața mai mică, depinde. Bun pentru a șterge pe sub mobilă praful sau a scoate jucării sau pe sub canapea, acolo unde nu intră aspiratorul, și mi-este foarte practic. Pur și simplu șterg foarte ușor. Am un șpaclu, mi-a fost util mai ales atunci când am făcut curățenia de după renovarea casei, după când ne-am mutat.
Am cumpărat din Brico Depot această ustensilă pentru geamuri. De obicei, prima dată geamurile le spăl cu apă și atunci apa îmi depărtesc cu această ustensilă. Am cumpărat perii pentru curățarea chiuvetei, a suprafețelor din casă, acea perie pentru covor, cea roșie, cealaltă mică depinde pentru rosturi sau alte zone mai micuțe. Când trebuie să frec oalele sau plita sau pe plat rămâne ceva mai întărit, folosesc bureței aceștia abrazivi, sunt foarte buni. Deoarece nu zgârie, am testat mai multe variante și am rămas la acestea două. Mergem mai departe, haideți să vedem celelalte produse. În această cutie țin de obicei rezervele pentru mop, pentru pămătuf, perile, șervețelele pronto, buretele cu care șterg plintele sau chiar pardoseala când este nevoie, niște burețe abrazivi pentru baie sau pentru chiuvetă. De asemenea, mai am acest burețel alb, am cumpărat un set de 6 din Auchan, parcă. Sunt foarte buni pentru atunci când șterg ușile albe pe care le-am în casă. Mai departe, mi-am creat un stoc de lavete. Pentru mine asta a fost o problemă atunci când făceam curățenie, că nu aveam lavete suficiente uscate, curate. Și atunci mi-am creat 3 coșuri, un coș pentru bucătărie, țin anumite lavete de anumite culori. Am un cod de culoare, îmi place să le localizez și să nu le amestec, Doamne ferește, pe cele de bucătărie cu cele de baie. Verde, galben și albastru deschis. Pentru baia musafirilor am acest coș de la JISC și am lavetele tot de la JISC, le-am cumpărat, majoritatea de acolo sunt. Au altă textură față de celelalte din Pepco, de exemplu. Îmi dau seama clar care sunt pentru baie și care sunt pentru bucătărie. De asemenea, ce am mai cumpărat sunt lavete din Leroy Merlin, aceste lavete mai puternic colorate. Vă spun un truc, atunci când, de exemplu, fac curățenie în baie, folosesc o lavetă pentru vasul de toaletă, o lavetă pentru cadă și pentru chiuvete. Iar pe jos prefer să folosesc lavetele mai închise la culoare sau cu nuanța gri, pentru a nu rămâne pătate. Lavetele, din păcate, se mai pătează și atunci nu mai ies acele pete când le spălăm. Mai am și 2 perii pe care le folosesc după ce folosesc lavetele pentru anumite zone mai greu de curățat. Iată că am ajuns și la finalul acestui video. Acestea au fost aproape toate produsele pe care le folosesc când fac curățenie. Oricum, cu această ocazie am făcut și un inventar al produselor pe care le am și pe care le pot folosi în curățenia de primăvară pe care urmează să o fac, o să o filmez și o să o și postez. Dacă v-a plăcut acest video, eu vă invit să dați like și subscribe. Comentați dacă aveți sfaturi pentru mine. Vă mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, aveți grijă de voi! Oh,